Eu trebuie să încep cu faptul că am primit acum 20 de minute confirmarea că luni dimineață la ora 7:30, la 9:30 voi fi la detectorul de minciuni. Am fost programat, da. Am fost programat, mi s-a admis cererea și sunt programat. Pot să iau și un om din presa din Giurgiu, că am cerut așa să vină cineva, dacă vrea cineva să vină. Dar vreau, nu o să stea cu mine la testare, o să stea probabil în fața sau în zona laboratorului unde se face testarea, dar să vadă că lucrurile sunt clare. Eu voi intra acolo în momentul testării și testarea se va face doar cu doamna psiholog care va realiza testarea. Dacă vreți, cine, dacă e programator ceva, domnul Diaconescu? Îmi trimit un băiat cu camera. Poate filma? Nu poate filma. Mi-a zis că vine acolo, dacă pleci, n-am nu de filmă. Ce să, vedeți doar când intru în laborator sau ceva de genul ăsta. Că nu, o declarație ne faceți după. Nu numai declarație, dar o să dau, va fi un document. Care am un diagram, sigur. Ok. E un document care se va elabora și voi prezenta presei, că știe exact. S-a informat foarte bine din presă. Nici n-ar trebui să dau prea multe amănunte, dar în legătură cu scandalul cu domnul Bădălău. Și s-a informat și acum mi-a confirmat. Acum joamnă, când meream pe drum, mi-a confirmat, luni la 9:30 sunt acolo și probabil în jur de ora 13:30, că am spus că durează destul de mult un asemenea test. Sunt și eu curios. Să vedem. Da, singur, pentru că nu există mare, decât... Mare, trebuie la domnul Bădălău. Singur, da, singur, nu. No, păi ce vin. Domnul Bădălău nu va răspuns la... N-a răspuns și nu o să răspundă niciunul. Nu numai domnul Bădălău. Ce să răspundă vreunul? Că acolo e clar, nu? Cât de bine pregătit ar fi tot la întrebarea l-ai lovit pe Anton, nu are ce să răspundă. E imposibil să-l mintă. Dacă te duci cu alt foarte bine pregătit, ai o pregătire de asta de luni, de zile, de ani, de zile. Totuși, cei care au înșelat testul poligraf și care au trecut fără emoții acest lucru sunt oameni din servicii, oameni ofițeri de informații, oameni pregătiți. Da, dar de ăștia grei, nu al de Bădălău al nostru. Sau... Aici nu mai te duci la testul ăla, e clar că... Ăsta respiră cu minte. Cine? Minte cu respiră. Da, minte cu respiră. Nu numai asta, eu îi aștept pe toți. Într-adevăr, este nu oricine, nu oricum poți să te duci la testul poligraf. Am văzut și eu acum că nu așa, dacă te trezești mâine și vrei să faci și testul poligraf, poți să faci testul poligraf. Dar pentru un subiect de acest gen, sunt dispuși, au destul de lucru, am înțeles. Sunt foarte multe lucruri de făcut acolo. Sunt oameni care stau de foarte multe vreme la rând. Sunt teste și lucruri care nu pot fi puse la îndoială. Păcat că, după cum știți, testul poligraf nu este o probă în justiție. Testul poligraf e un indiciu asupra ceea ce se întâmplă, ce s-a întâmplat și el spune, da, domnule. Ca și CSM-ul, da, vis, consultativ. Consultative, dar e un indiciu asupra faptelor petrecute. Dacă minci sau nu minți asupra unui subiect. Acolo o să fie, am înțeles, că am întrebat, dom'le, veniți aici, o să vi se pună întrebările și dintre întrebările care vi s-au pus o să apară în registru de control și în documentul care vi-l dăm. La întrebarea cutare a răspuns așa. Răspunsul a fost adevărat. Sau a mincit, sau în genul ăsta va fi documentul care mi-l va pune la dispoziție după test. V-am spus, nu am dat prea multe amănunte pentru că era absolut, doar am spus despre ce e vorba și după aia când au revenit și mi-au zis să vin la confirmare, că nu mai e nevoie de nimic, dacă despre adevăr sau minciună vis-a-vis de evenimentul din 17 septembrie, da, și era totul în regulă. Da. În legătură cu doamna prefect, se pare că surpriza e mai mare decât mă așteptam. Doamna prefect, în perioada când a fost plecată la Ierusalim,
Nici măcar concediu medical n-a avut. A fost pontată ca și când a fi fost prezentă la serviciu. Motiv pentru care o să mai facem o adresă de la PNL să cerem pontajul doamnei prefect, pentru că e un document în care nu e nimic secret, este la dispoziția publicului și trebuie să stea la o astfel de informație, trebuie să stea la dispoziția publicului, mai ales față de doamna prefect, care nu a fost la serviciu și am înțeles că a fost pontată. A fost pontată de o doamnă de casa dumneei, care o ține special, chiar dacă a avut probleme penale, o să scrie presa. Nici nu trebuie să, spun eu, că știu cei din presa din Giurgiu, știu despre cine e vorba, cine face pontajele la prefectură și pe cine ține doamna prefect special de acolo, o doamnă de casa, doamnei Crișu, o ține acolo special. Informația o am tot din sursa prefectură, e pontată normal, o să cerem să vedem pontajul, să vedem de ce, dacă stă la Ierusalim, ia banii nemeritat, dar nu nemeritat, ilegal. Și dacă la prefectură, la un asemenea nivel, se petrece un asemenea eveniment, să fii pontat când ești la Ierusalim și să primești și bani. Doamna prefect poate să fie ubicu, adică Crișu alb, Crișu negru și Crișu repede. Nu sunt trei Crișuri? Da. Una la Ierusalim, una la prefectură și una la școala de fete. Cădă-o foarte inspirat. Bun, o să obțineți, presupun, nu sunt sigur, o să obțineți pontaj. O să se vadă că a fost pontat. O să cerem... Ce o să faceți mai departe? O să cerem doamnei ministru demisia doamnei, să o demită pe doamna Crișu, pentru că un asemenea nivel de furt la un asemenea nivel, pe un lucru elementar, nu numai s-o demită, ci se facă și dosar penal, pentru că... Dar mă rog, să vedem răspunsul dumneavoastră, pentru că încă nu am primit răspuns la nicio solicitare de noastră. Și am spus în conferință de presă că doamna Crișu nici măcar nu ia în seamă termenele legale de răspuns asupra unor solicitări pe care le-am adresat prefecturii. Dacă nici la lucrurile astea elementare, vă închipuiți ce lipsă de respect față de lege și față de oameni. Că până la urmă îi place doamnei Crișu, nu îi place doamnei Crișu, suntem un partid care îi cerem explicații. Suntem niște oameni care îi cerem o explicație vis-a-vis de un lucru și nu numai de un lucru, de mai multe lucruri pe care dumneavoastră le-am făptuit și trebuie să ne dea aceste explicații. Nu face ce vrea, dar... Ținând cont și de faptul că toată lumea spune că de fapt și Consiliul Județean e condus de doamna Crișu, nu de domnul Marian Mina. Doamna Crișu face și desface și este alfa și omega, mâna și dreaptă și stângă și la în toate direcțiile, că era să zic o prostie, a domnului Bădălău. Da, și bine că n-am zis. Aha. Conduce cu mână de fier județul și nu știu cum bărbații ăștia care sunt la conducere sunt atât de bărbați încât au de-a face numai cu mine și mai mint în conferințe de presă și presa giurgiuveană că nu știu ce, n-au văzut nici usturoi, n-au văzut nici gura la miros. Mincinoși și fără onoare. Și o să adresăm această întrebare, să vedem dacă a fost pontată. Și așteptăm răspunsul. Îmi pare rău de moțiunea pentru transporturi, pentru că Partidul Național Liberal a făcut o moțiune alaltă ieri, adresată Parlamentului României, având ca subiect activitatea Ministerului Transporturilor și în speță au cerut demisia Ministrului Transporturilor. Mie personal pare rău, eu în continuare... Chiar dacă mi-a adresat politic domnul Cuc, am o impresie bună despre el. Am mari așteptări de la domnul Cuc. Și așa m-am bucurat când a venit aici și o să spună că a spus că o să facă podul de la Grădiștea și alte proiecte pentru giurgiuveni. Eu personal n-am agreat ca domnul Cuc să-și dea demisia. Aștept mai mult să facă pentru giurgiuveni decât să demisioneze. Prefer un ministru giurgiuvean, chiar dacă e de la PSD, care să facă bine giurgiuvenilor. Îl aștept cu proiectele și promisiunile să și le îndeplinească față de Giurgiuveni. În continuare, îi acord
încredere domnului Cuc. Chiar dacă o să-l mai critic de aici, o să-l critic pentru că îmi doresc ca într-un timp cât mai scurt să facă foarte multe lucruri pentru Giurgiu. Da. Acum eu am terminat, vă o să aștept întrebările ceilalți colegii mei. Domnul Costel, domnul Dinu. Domnul Dinu. Eu mă aștept cu voia dumneavoastră. Mai dați un serial cu un bădărău. Am mai multe cu domnul Bădălău. Foarte multe, dar las spații să... O să vă mai spun câteva. O să las spații. Deja devine un meci mult prea intens între Anton și Bădălău. Văd că nu rezistă psihic și face reacționează cu năbădăi. Și ce faceți? Puneți și pe colegi în cazul să-ți... Poate să mai... Să știți că preferam un duel din ăsta de onoare. Putea să spună orice, putea să iasă în conferință de presă, putea să dezbatem, să venim la o masă împreună. Eu chiar l-am invitat și la televizor, la Giurgiu, și la televizor central, la oriunde, să dezbatem pe proiecte și pe ce are de făcut. Ei ați văzut că doamna, nu mai zic cine, așteaptă de la noi să facem foarte multe de la Giurgiu. Da. Suntem în opoziție totuși. Asta e un adevăr. E un adevăr. Abia aștept să cadă PSD-ul, să fim noi la putere și atunci aștept pe toată lumea să mai la întrebări de ce nu se fac anumite lucruri în Giurgiu, de ce nu sunt locuri de muncă, de ce nu sunt bani, că văd că s-au promis extraordinar de mult. Deja trebuia să curgă și lapte și miere. N-a curs decât promisiuni și lucruri scrise. Deocamdată primăriile au probleme cu banii, bani la buget de stat nu prea sunt, acciza s-a mărit, văd că au început să ia la bătaie și în Parlament, în PSD vis-a-vis de acciză și split TVA, că o grupare a PSD-ului zice într-un fel, o altă grupare altfel. E interesant meciul de văzut. Și la Giurgiu avem split PSD, ce sunt două grupări, clare și precise, dacă nu chiar trei. Unul care vreau și altul care vreau. Da. Așa că am multe de zis despre domnul Bădălău. Am multe de zis. Nu că mi-ar fi frică de Bădălău, că știți bine că nu mi-e frică. Mi-aș dori să stau la o masă să discutăm. Că l-am văzut că e foarte mult certat cu limba română. Ați văzut că îmi face... L-au luat toată mass media centrală a luat vis-a-vis de frânturile și fracturile pe care le adresează domnul Bădălău limbii române. Ce zic că îmi face mie? Îmi face denunț valumios. Denunț valumios. Da. Se face după ziua. Mă rog, da. Există și denunțul calobios. Sigur. Eu l-am pe casetă. E regele declarat al accizei. Nu crește, nu se duce nici în sus, nu scade nici în jos. Cel la tăia pe acofonii. Da. Domnul Schelet. Da. Haide, Ionel. Da? Domnilor, după atâta vreme, în așteptare de către persoana mea, încă sunt viu și mai trăiesc și vin în contact cu dumneavoastră. Evident că am multe să vă spun, dar probabil că nu reușesc în această conferință de presă să cuprind toată paleta cu probleme ale județului Giurgiu și cu așa zisele persoane și mirifice venite, nu venite de neant, venite de realitate, cu privire la ceea ce se întâmplă în județul nostru. Trăim într-un județ care deține un lung șir de recurs negativ. Este județul cu cei mai mulți bolnavi de cancer, județul cu cel mai ridicat grad de analfabetism, județul cu cele mai mici medii la BAC, județul cu cele mai slabe rezultate ale dascărilor la titularizare și mai nou cu potrivit INSE-ului, avem 10 angajați la 17 pensionari. În comparație cu capitala care are 10 angajați la 5 pensionari. Evident că se datorează, sau nu din cauză, ca să nu folosesc termenul la pozitiv, din cauză la ceea ce astăzi se află în fruntea județului nostru.
nu o să atac neapărat PSD-ul. Evident că nu este atât de drag, dar am să atac faptele cel care astăzi conduc PSD-ul în județul Giurgiu. În calitatea mea de... De ce sunteți PSD-ul? Ba da, ca și PSD-ul. Așa. Dar partidul nu are atâta vină cât are și personajele mirifice pe care le conduc astăzi în Giurgiu. Sau la nivel național. Evident că în adolescența mea m-am ocupat, evident. De-aia am și terminat facultatea de istorie, de ceea ce se întâmpla în perioada războiului rece, în anul 1961, în Republica Democrată Germană, când președintele regis de atunci cerea lui Hrușov despărțirea Berlinului și construirea zidului de a despărți Berlinul în cel de vest și în cel de nord. Iar acea barieră se numea Checkpoint Charlie, ceea ce astăzi în Giurgiu există. Barieră pusă de către clanul Bădălău. Și mă refer pe partea economică. Și am să vă spun în spatele a câte firme stătoașul Bădălău. Și anume, Sabix SRL. General Building International SRL. Bine, aici este un traseu nebulos al acestei societăți comerciale pe care Bădălău a luat-o de la o doamnă din București, doamna respectivă a luat-o de la o altă doamnă. Este o nebunie de a afenta cumva instituțiile statului român. Firma MBG SRL. Și mai nou, o firmă se numește Sambi Impex SRL. Aceste firme au contracte în județul Giurgiu, cele patru firme au contracte în județul Giurgiu, de peste 1.800.000 de euro, medie pe comună, adică peste 80 de milioane de euro în momentul de față. Mă spun că aceste firme au și datorii. Una dintre ele, MBG, are o datorie de 3,1 milioane de lei și cealaltă, General Building, are o datorie de 2,3 milioane de lei și ea. Dar numai că pe un contract de 5,2 milioane de lei, firma domnului Bădălău, a fiului domnului Bădălău, Gabriel Bădălău, la un contract de 5,2 milioane de lei, vine doar cu un profit de 42.000 de lei. E un paradox pentru mine, că, la un asemenea contract de 5,2 milioane să ai doar un profit de 42.000 de lei. Dar rămâne instituțiile statului să facă controlele de rigoare și să ajung la o concluzie. Vreau să le atrag atenția în mod evident. Și le spun că la anumite controle pe care au fost făcute de ANAF, atât în zona lui Dorali, cât și Dragonul Roșu, acolo există niște societăți importatoare de fructe și legume. Foarte multe mărfuri din zona respectivă trec prin Vama Giurgiu. Și ajung mașini care nu sunt vămuite. Ajung fără vamă acolo și fără taxe plătite. A constatat ANAF la controlele pe care le-au avut. Îl întreb pe domnul șef al vămii, am înțeles că domnul Cortizu Oțeanu, îl întreb pe domnul președinte al Consiliului Județean, întreb pe doamna directoare a ANAF Giurgiu, și întreb ceilalți șefi al celorlalte instituții care au prerogativă de a controla și de a ține în frâu importurile care trec prin Vama Giurgiu. Nu vreau să vă aduc în evidență contractele pe care domnul Bădălău le are, fiecare comună în parte. La celelalte conferințe de presă anterioare, domnul Anton a scos în evidență câteva contracte. Sunt mult mai multe contracte, cel puțin pe zona... Nu este mai greu de ca Bădălău se ocupă de importurile cum e fructe? Nu. Că îi credeam că e profesorul cine și chestia asta. Nu, eu am spus societățile comerciale. Aha. Sunt niște societăți comerciale. Dar sunt tolerate. Și de-aia am făcut și apel la șeful vămii, eu la domnul Bădălău am făcut
E adevărat că la Bolidin, în fața sediului, în fața restaurantului domnului Bădălău, sunt unii care vând pere în perioada asta. Ori fi tot alături de domnului Bădălău. Eu am trecut pe acolo și... Am terminat cu subiectul ăsta. Vreau să vă dau și să vă dau informație și vă rog să o verificați foarte bine. A apărut pe postul de televiziune centrale. Județul Giurgiu este în capacitate de plată. Al patrulea oraș sau județ, n-am înțeles bine, care este în capacitate de plată. Municipiu. Ori municipiu, ori județul. Dar cred că municipiu este în capacitate de plată. Este orașul pe locul 4, pe locul 4 ca și datorii. Evident, nu știu, întreb și eu de ce sunt atât de mari datorii la primărie. Sau la Consiliul Județean, aici, nu știu cum, n-am înțeles bine. Cu permisiunea dumneavoastră am să îmi permit să discut despre acțiunea Partidului Național Liberal în calitatea mea de fost vicepreședinte Consiliului Județean și consilier local, despre acțiunile grupului nostru de consilieri în cadrul Consiliului Județean. Am înțeles că au fost niște inadvertențe, am citit și în presă despre atitudinea colegilor noștri în cadrul Consiliului Județean și vreau să intru eu într-o comunicare cu dumneavoastră, mai mult decât colegii mei, probabil că pe fondul emoțiilor sau timpul pe care, puțin pe care l-au la dispoziție, nu au reușit să intre în contact cu dumneavoastră și să vină cu argumente de ce noi, Partidul Național Liberal, am luat hotărârea în birou permanent județean de a nu vota anumite hotărâri în cadrul Consiliului Județean. Una dintre multele hotărâri a fost cea cu licențele de transport pentru elevi. Stimați domnul, aceste licențe de transport care stau mascate un pic sub umbrela faptul că există acest transport de elevi, cu certitudine că există, dar cu ele foarte puțin. Aceste firme de transport nu poate să facă transport, să facă contract de un subcontract cu operatorul de transport județean, care a câștigat licitația la nivel de județean, fiindcă nu le dă dacă nu au aceste licențe. Și evident că ei sunt masca transportul de elevi cu un contract prealabil cu primărie, reușește să vină în cadrul Consiliului Județean să ceară licență de transport. Că să duc și 2-3 de la mine din comună, de exemplu, din Crevedia Mare, din satul meu, un singur elev merge la Bolintilul din Vale. Și există cursă. Există cursă. Dumneavoastră știți că aceste curse are o oră de plecare și o oră de întoarcere? Știți, da? Sunt două curse pe zi. Una dimineață pleacă către Bolintil, se întoarce la ora 12 sau 1. Pleacă la 2:30 sau 1 de la Crevedia, de la Clejean, către Bolintilul din Vale și se mai întoarce la 18:30. Dar atenție mare! În aceste intervale de timp, șoferii respectivi care au licențe de transport mai fac transportul de persoane. Scrie cumva pe aceste microbuze cumva transport școlar? Eu nu am văzut. Este transport de persoane, stimați domni. Să nu vină să ne arunce, să ne vândă gogoși domnul președinte al Consiliului Județean. Îmi permiteți o întrebare, domnule? Vă rog, domnul. Domnule, s-a făcut mare vâlvă când s-au cumpărat niște microbuze din astea pentru transportul. Preșcolar, domnule. Preșcolar. Nu vorbim de liceu. Acolo domnule, dar asta nu pot să transporte și copiii la liceu. De ce trebuie să fie liceu? Bravo, domnul Mandu. O întrebare inteligentă. Și vă mulțumesc că-ți spus-o. Da. De ce nu se face sub subsid la transportul școlar, se face sub altă, o altă umbrelă? Eu de asta nu vreau să le iau apărarea colegilor mei sau partidului în care fac parte. Dar deși normal că hotărârea a fost luată în fond obiectiv și discutată în cadrul biroului politic. Fiindcă eu, în calitatea mea pe care am avut-o de vicepreședinte în Consiliul Județean în perioada 2004-2008, eu m-am lovit, stimați domni și doamne, de aceste probleme. Eu știu ce se ascunde sub masca acestor transportul de elevi. În cazul ăsta n-ar trebui poliția să ia o evident.
evident. Cine se ia măsură? Că nu ia nimeni nicio măsură. Că de acolo, chiar în cerința de birou județean, de birou politic județean, și spunea acolo, domnule, sunt alții care trebuie să controleze. Și eu spun că ei spuneau, că trebuie să, cineva trebuie să controleze, dar ei știau în momentul ăla că nimeni nu va controla. Și de sub masca asta, sub o deviză că se va face transport de elevi, un lucru normal și corect, că trebuie să transportați elevii și trebuie să le asigurăm tot acest suport, ca să fie mai clară intervenția domnului Dinu, să fie clară, în intervalele astea, între intervalele astea orare, se fac transporturi ilegale, ilicite de persoane, se încasează bani care ajung unde trebuie. Domnul președinte, nu e ilicit, domnule. El având licență de transport și contract cu operatorul pe județul Giurgiu, el are cursă, domnule. Nu, domnule, nu. El are cursă. Dar ascultați la mine, dumneavoastră știți că în momentul când se urcă elevul în mașină dimineața, se urcă și o altă persoană, nu e numai cursă de elevi. Păi ce spune? Da, spune. Nu e numai cursă de elevi. Nu numai că nu e cursa. Da. E programat dimineața la ora 8.30 și întoarcerea la 12.30. Între 8.30 și 12.30 poate să mai facă o dată de două ori curse, evident, care sunt totdeauna curse de persoane. Nu se dau bilete, nu se încasează nimic oficial. Toți banii sunt bani negri care ajung ăștia să liciți. Eu am întrebat de autobuzele școlare pentru că le-am văzut toate preșcolar, domnul Bariș. Este cât se poate de ilegal? Domnul Mandu, este foarte ilegal. Transportul preșcolar. La fel și obiectul ilegal. Învățământul preșcolar. Da. Autobuzele școlare sunt autobuze pentru destinate exclusiv transportului elevilor de acasă până la școală și înapoi. Gimnazia. Domnul Dinu, vorbim despre autobuzele galbene. Da, domnule, am mai vorbit și despre balastiera de la eu o problemă acolo, să știți. Balastiera la Ogezen. Vă rog să mergeți să vedeți. Plângă faptul că multe balastiere au fost închise în județul Giurgiu. Singura care funcționează și funcționează ilegal acum. Se fac eforturi deosebite și presiuni mari asupra directorilor de concentrate ca să intre în legalitate cu funcționarea balastierei, dar n-au cum, pentru că pretențiile sunt prea mari și nici proprietarii. Ei acolo exploatează o zonă mult mai mare și sunt proprietari pe o față mică, dar vor să aibă exploatarea pe o suprafață de 5, 6, 10 ori mai mare decât cea existentă. Se fac eforturi deosebite, încă nu funcționează. Sunt toți și am oameni, de când am ieșit în conferință de presă și de când dumneavoastră a scris și vă mulțumesc pentru asta, despre balastiera de la Ogrezeni. Mulți au venit și sunt absolut păduiți, năpăstuiți, pentru că nu mai pot lucra. La ei, dacă intră o mașină și a încărcat marfă, imediat este controlată și celor care vor să facă transport din alte balastiere decât balastiera domnului Bădălău de la Hobaia, sunt amendați, sunt sancționați și li se taie cheful în secunda 2 de a mai face altfel de transport decât din balastiera. Și dacă vă uitați, stați, nu-i mult, stați la Ogrezeni, v-am spus unde, să vedeți cum intră și cum ies mașinile. Nu vorbesc nici de mașinile alea, că nu are rost să vorbesc, dar e singurul loc în care, din care se ia piatră, se ia pietriș, nisip, pentru diverse construcții din județul Giurgiu și din altă parte. Acolo poliția îi apără. Dacă spui că sunt de la domnul Bădălău, spui, băi băiatu, indiferent ce te oprece și spui, am luat de la Ogrezeni. E în zona de protecție a râului Iarzeș. E o belină mai mică, ca să știți. E o belină mai mică. Da. Cu permisiunea dumneavoastră și a domnului președinte, am să mă refer la un alt punct după ordinea de zi în cadrul acelei ședințe de Consiliu Județean, și anume, de ce de la o anumită vreme încoa apar cât mai multe asocieri între Consiliul Județean și consilierii locale cu privire la drumurile comunale. Băi, oameni buni, și eu am fost în cadrul Consiliului Județean, l-am condus, că l-am condus bine, că l-am condus prost, că l-am condus cu mână de fier sau mai slab, nu mai contează, dar atenție la mine,
Nu am inventat această asociere. Nu. Știi ce făceam pe vremea mea? Dădeam bani din bugetul Consiliului Județean, Consiliul Local sau în speță primăriei respective, să-și facă, să-și repare drum sau să-l modernizeze, să-l asfalteze. Pe mine mă face să cred că în spatele acestor proiecte de hotărâre stau alte matrapazlâcuri de viitor. Și mă gândesc, de ce să facă licitația primarul din comuna X și să nu facă domnul președinte Marian? Deci este singurul motiv pe care pe mine mă determină să am o asemenea atitudine vis-a-vis de ceea ce se întâmplă cu aceste asocieri. Este un lucru inedit pentru mine. La fiecare ședință de Consiliu Județean apare câte o asociere. Păi oameni buni! Dar mai terminați-vă odată, că sunt atâtea programe la nivel de Ministerul Dezvoltării, care primarul respectiv poate să ducă direct să ia bani pentru acea șosea. De ce să le ia prin Consiliul Județean, prin această asociere? E, asta a fost și îmi pare rău că colegii mei nu au avut o dinamică în... a colaborat cu dumneavoastră pe aceste fenomene, pe aceste proiecte de Consiliul Județean. Probabil că nici dumneavoastră nu mai aveați acea atitudine furibundă asupra consilierilor PNL. Și vă mai spun un singur lucru. Voi, oameni buni, Partidul Național Liberal la nivel de Parlament a avut atâtea inițiative și va avea de acum încolo când vor sta în opoziție. Ați văzut vreo inițiativă legislativă pe care Partidul Național Liberal sau un amendament la vreo lege a fost susținut de PNL? Amendamente? De PSD. De PSD, scuzați-mă. Amendamente care sunt foarte multe dintre ele în beneficiul poporului român. Bun. De ce să... Nu ne judecați. Noi gândim politic și analizăm ce se întâmplă și în spatele acestor matrapazlâcuri, cum le spun eu, în paranteză. Că sunt matrapazlâcuri, să știți. Sunt matrapazlâcuri. Cu părere de rău, îi spun Maria Mina, este, cu părere de rău, cel mai analfabet președinte de Consiliul Județean administrativ. Deci analfabetismul administrativ funcționează la Giurgiu ca în nicio parte. Ca să știți, cu părere de rău, spun. Mai ales că a făcut o cacofonie acum vreo 2-3 luni de zile, chiar și m-a speriat. Bine, eu nu fac analiză pe texte, știți, nici din punct de vedere sintactic, nici din punct de vedere morfologic. Nu mă interesează. Și ca să judec eu cum vorbește, e problema. Vorba vine odată din educația primară și a doua din studiu. Le dobândește. E problema adânsului cum vorbește. Dar s-a instaurat această monarhie la Giurgiu. Regele pleonazmului domnul Bătălău, al cacofoniei domnul Marian Mina, și odată cu nunta domnului Mina s-a creat acel triumvirat cu copilul minune, alt rege al manelelor. Nu mă interesează legile justiției, că poate să le discute domnul președinte, că vine de la București la ședință și asta. Belina și brațul Pavel, vreau să vă spun un singur lucru, am intuit foarte bine. Că nu putea să dea hotărârea de trecere în domeniul public al județului Iași. Fără acea hotărâre în prealabil de scoatere din bazinul hidrografic și din zona de protecție și de protejare a arii de protejare a Dunării. Fiindcă este zona de graniță, oameni buni. Avem graniță cu Bulgaria. Conform Constituției Române, zona de graniță are statut special. Dacă aveți întrebări, să-mi spuneți. Și mai e cu privire la ce am invocat în primul minut. Cu ce point și al lui. Din punct de vedere economic, este pusă barieră în județul Giurgiu. Nici o societate comercială nu poate penetra asupra banului public din cauza firmelor lui Bătălău și al lui Bătălău personal. Vă mulțumesc. Domnul președinte al Tineretului Național Liberal, Tineretului Județean Liberal. Zic eu sau... Să aude dragul. A discutat. Da. Și totuși s-a dat prin interdicțiare directă, ca să știți, de la mine mai puțin să... Bună seara. Eu vin cu un subiect mai pașnic.
în data de 30 septembrie, sâmbătă aceasta, la Casa de Cultură Ion Vinea, vor avea loc alegerile județene al organizației TNL Giurgiu. Țin să vă spun că am constituit organizații de tineret în 38 de localități și nu ne vom opri aici până nu constituim organizații în toate localitățile unde avem organizații PNL. Săptămâna trecută au fost alegerile la organizația municipală. De săptămâna viitoare vom începe și cu alegerile în organizațiile interne ale TNL-ului, Clubul Studențesc Liberal, respectiv Clubul Elevilor Liberali. La aceste alegeri vom avea invitați de la nivel național, cei trei candidați pentru funcția de președinte al Biroului Național, deputații Glad Varga și Mara Mareș și Radu Sorugiu. Vom fi peste 150 de tineri și sper ca noua structură de conducere să ducă mai departe tradiția liberală și să-și continue munca pe care a depus-o până acum, pentru că țin să vă spun că eu cu echipa am luat întreaga organizație de tineret de la zero. Deci efectiv de la zero nu aveam constituit nicio organizație de tineret în nicio localitate, nu mai aveam membri, nu mai aveam nimic. Și în jumătate de an am reușit să repunem organizația pe picioare și ne continuăm drumul cu noua structură de conducere care va fi aleasă sâmbătă. Invit și toată presa, sâmbătă la ora 11, în sala de festivități a Centrului Cultural Ion Vinea. Singurul candidat sau mai sunt alții? Până acum s-au înscris pentru funcția de președinte doar un singur candidat sub semnatul. Ce dai ca să veni? Cum? Ce dai ca să veni? O masă. Da. Masa de sufragerie. Da. Vă mulțumesc și vă aștept. Pun pariu că o să câștigi. Să sperăm. Nu cred. Să sperăm. Să sperăm. La municipiu și nu se duce? Paul Mușat. Vine de mine la cum e de-a. Cine? Dar veni de la Arden apoi. Grbăcean? Grbăcean? Grbăcean. Nici nu am scris în telele. Fostul copreședinte al tineretului de la ALDE. Marius Grbăceanu, pe surs am auzit că s-a înscris în Partidul Național Liberal. În tineretul Național Liberal nu s-a înscris până acum și nici nu cred că o va face, deoarece îl cunosc personal și a depășit vârsta. Are peste 35 de ani. Și plus că trebuie să venim cu un suflu nou. Era la Petrica, organizația persoană de vârsta a treia deja. Veniți cu un suflu nou. În regulă, Adi? Lasă-ne acolo. Eu să fiu fios, nu poate scurta, are ce spunea domnul Mandu. N-am putut, într-o agendă publică sufocată de un singur personaj în ultimele două săptămâni, Liviu Dragnea. Mi se pare că trăim un deja vu. Mi se pare că avem deranjamente de comportament evident. Deci totul pleacă și se întoarce la Liviu Dragnea. De la un moment a avut inclusiv una dintre mințile luminate de poporul nostru, Gabriel Liceanu, a avut o ieșire de genul să-și frate, dar mai lasă-ne. John Lennon spunea la un moment dat că viața este reprezintă lucrurile importante care se întâmplă în timp ce noi suntem ocupați cu Liviu Dragnea. Și astăzi am descoperit un lucru, că sunt oameni care se țin și de lucruri importante. Există o inițiativă a deputatului PNL Florin Roman, deputat de Alba, privind modificarea legii privind finanțele publice și domnul Roman vrea nici mai mult, nici mai puțin decât alocarea în integralitate a impostului pe venit către bugetele locale. Există de 20 și ceva de ani o sintagmă care ține de legea finanțelor publice, care se numește cote defalcate pentru echilibrarea bugetelor. Este cea mai urâtă formă de imixiune a statului în problemele locale. Avem tendința să luăm cu o mână, să luăm cu două mâini și să dăm după aceea cu o jumătate de mână. La modul concret, chiar dacă ele sunt diferențiate de la an la an prin legea bugetului, de pildă anul ăsta se alocă 18,5% din impostul pe venit, așa cum se alocă și din taxa pe valoare adăugată. Cred că forma mai corectă, nu poți să ajungi nici la ceea ce spune domnul Roman, adică alocarea totală a impostului pe venit și prin impostul pe venit să ne înțelegem, înțelegem impostul pe venitul din salarii
și impozitele specifice activităților independente de tip II, PFA, PF sau activități în profesiile liberale. Astea sunt sumele. Este o sursă de venit foarte importantă la bugetul general centralizat și nu știu dacă ar fi foarte corect să mergem cu totul la nivelul bugetelor locale. Dar alocarea de sume pe principiul contributivității la bugetele locale cred că ar fi forma cea mai corectă. Și vă spun asta după ce am avut o discuție cu un primar din județ, primarul de la Joița, unde o singură investiție, este vorba de un de cel mai mare depozit EMAG din România, prin taxa de viză de autorizație aduce 31 de miliarde. Deci către asta trebuie să batem aducerea de investiții și nu așteptarea la Fondul Național, Fondul Suveran de Dezvoltare, la Programul Național de Dezvoltare Locală 1 sau 2 sau la Split TVA. Astea sunt forme de centralizare, forme de concentrare a banilor publici și a puterii în mâna puțin oameni, în pofida și în ciuda a ceea ce am discutat în ultimii 20 de ani, respectiv descentralizarea. Un prieten foarte bun de al meu și domnului Dinu, domnul profesor Mircea Popa, spunea la un moment dat că dacă vrei să ai garanția unui lucru început prost, care să termine și mai prost, îl pui să-l facă Liviu Dragnea. Începuse Liviu Dragnea să facă regionalizare. Regionalizare. Ați văzut că a bătut câmpii vreo 2 ani de zile, s-a ales praf. Cam atât am avut de spus. Bine, acum nu știu de ce nu comentează lumea din Giurgiu. Să vedem. Vis-a-vis de, la noi din Giurgiu, fiind foarte mulți fermieri, sunt foarte păgubiți acum, inclusiv de plata accizei. S-a mărit extraordinar de mult acciza. Valoarea e fixă și v-am dat-o eu în cadrul unei conferințe de presă. Se consumă foarte mult motorină în cadrul investițiilor în agricultură, investițiilor în recolta care va să vină pentru anul agricol 2017-2018. Am văzut acum pe domnul ministru Daia, care iarăși e un ministru pe care trebuie să recunosc că îl cunosc bine și chiar îmi place de activitatea dumnealui. Am fost de la dumnealui într-o audiență și mi-a spus clar că începând cu 16 octombrie vor începe primele plăți pentru avansurile din subvenția pe teren. Dar mai problema, am pus o virgulă când zice, dar nu știu dacă funcționează sistemul de lucru, de introducerea dată, adică să facă efectiv plata. Încă sunt dificultăți. Degeaba, pot să spun, eu nici nu, i-am spus și dumnealui, nici nu vreau să aud că nu funcționează, pentru că dumnealui ar fi încercat să spună că, vezi, Doamne, a făcut toate demersurile, are bani, dar nu poate să-i dea. Mă duce cu gândul că s-ar putea să aibă bani. Că nu prea are. Pregătesc o asemenea strategie de comunicare. Au spus peste tot, și știți bine, că s-a spus peste tot, domnule, avem bani, 2 miliarde și blocate, n-avem ce. Și dacă nu se dau banii, că iarăși sistemul nu funcționează, e clar că nu au bani. E clar că își pregătesc așa, minte iarăși cu stilul lor special și specializat. Îi mint pe oameni cu o nonșalanță de invidia. Așa. Adică subvențiile provin din fondurile europene? Nu. Subvențiile vor fi în final decontate pe banii europeni. Subvenția până în agricultură are două componente. Componenta europeană, care înseamnă 85-90% din banii care se dau pe hectar lucrat, pentru că subvenția de la Bruxelles vine cu scopul lucrării terenului. Se dă pe... Deci asta este tema. Ai un hectar lucrat, ai 5 hectare lucrate, primești subvenție. Degeaba ai în proprietate 5 hectare, dacă nu lucrezi, pentru că este incorrect și ți se impută
subvenții și de aceea sunt și monitorizat la nivel de APIA foarte atent la aceste lucruri. Deci componenta europeană și componenta românească. Care componenta românească din 170 de euro, 170 și ceva de euro, că sunt anul ăsta, înseamnă 15-20 de euro, ceva de acest nivel. Dar banii care se dau, se dau întâi de la bugetul statului, se dau oamenilor, se fac aceste plăți, da. Te duci cu aceste plăți la Uniunea Europeană, da. Și le decontezi și îți vin banii înapoi. Dar primul lucru care trebuie făcut, ca bugetul de stat, Guvernul României, Ministerul Finanțelor să repartizeze acești bani Ministerului Agriculturii, să-i aibă, să-i dea și după aceea să-i primească înapoi. Decontarea probabil că vine undeva în prima jumătate a anului viitor, pentru că asta e regula de la Uniunea Europeană. Dacă nu sunt bani repartizați pentru a primi subvenția, fermierul român nu va primi. Cum au fost cu 1 miliard de euro pentru plata în avans a subvenției pentru a... Asta e teoria. Așa spune. Dar eu nici nu vreau să mă gândesc că nu sunt alocați. Vom vedea pe 16 octombrie, că nu mai sunt două săptămâni. Da? Vom vedea pe 16 octombrie dacă începe ce. Dacă se va spune că sunt bani, dar nu funcționează sistemul, am apăsat pe buton și nu putem introduce aceste date, aceste note de plată, aceste ordine de plată în sistem și de fapt nu pot pleca banii către fermieri, vă spun eu, va fi o minciună. Va fi o minciună. Nici de la voi nu mai primesc nimic. Că n-au ce să deconteze dacă nu dau bani acolo. Da. Dacă nu dau bani acolo, nu mai primesc. Nu primesc nici bani de la... E o decontare... Eforturi, păi ar trebui, bineînțeles.